În contextul celor spuse, CEC lansează invitații oficiale. Și aici vreau să subliniez, pentru că în principiu ăsta este mesajul de bază al nostru. Lansăm invitații tuturor partidelor politice din Republica Moldova, 43 la număr, tuturor misiunilor internaționale care ne-au ajutat pe noi în dezvoltarea noastră ca și instituție, să-și identifice individual fiecare din ei și să delege la Comisia Electorală Centrală misiuni de audit, tehnologic ori funcțional, de care cred partidele ori misiunile internaționale că au nevoie. Noi vom fi deschiși să prezentăm orice informații pentru acest audit. Fiecare din partidele politice și fiecare din misiunile internaționale este în drept să-și facă propria viziune asupra funcționalității calitative și profesioniste a Comisiei Electorale Centrale ca instituție și ca deținător al unor tehnologii informaționale. Reiterez, invităm partidele, invităm misiunile să vină cu un audit la Comisia Electorală Centrală, să identifice persoane profesioniste capabile să facă acest lucru și să delege la CEC. În rest, noi garantăm deplină deschidere pentru un asemenea audit. Noi credem că doar prin transparență și transparența, stând în fața dumneavoastră așa cum am făcut-o dintotdeauna, transparența este arma noastră de bază. Unicul instrument care poate aduce credibilitate unui proces electoral.